sistemul de vânzări predictibile. Și aici vă invit să ne uităm la buyer's wedge, la wedge-ul de interes al cumpărătorului, care ne spune așa. În orice moment, indiferent de ce serviciu sau produs vindeți, 3% din potențialii voștri clienți vor să cumpere în momentul de față. 7% ar dori să cumpere în viitor. Dacă mergem aici, cea mai mare parte, știe că nu vrea, deși păi este potențial client. Și atunci am întreb eu, ce se întâmplă când trimitem un mail așa la pezneală sau un telefon la pezneală? Și mai și enervă pe cei pe care primesc. Ați primit vreodată un mail de vrea să vă vândă ceva? Și cum ați simțit? Spam! Direct în spam! Deci oamenii știu că este acel mail, acel telefon este nu are, este nedorit, nu interesant, nu are niciun efect, de ce îl fac? Este o mare, mare diferență, gaură, între modul în care oamenii cumpără și modul în care oamenii vând. Și momentul în care doar înțelegeți această diferență și începeți să aplicați și să o folosiți în businessul vostru, deja veți fi în 1% din firmele din domeniul vostru. Pentru că marea majoritate sunt în continuare la mail-urile și la spam-uri și la telefon.